Creștere economică substanțială, dezvoltarea de tehnologii proprii, mai multe cheltuieli în domeniul militar sau reducerea manifestărilor opoziției politice din Hong Kong. Toate acestea sunt obiective anunțate de Partidul Comunist Chinez. Totodată China a acuzat administrația președintelui american Joe Biden că este răutăcioasă și că face acuzații nefondate. Prioritățile naționale ale Chinei au fost anunțate în cadrul Congresului Partidului Comunist Chinez care are loc anual. acord în unanimitate și susținere de plină pentru președintele Xi Jinping. Aceasta este atmosfera în care se desfășoară congresul anual al Partidului Comunist Chinez. În plan economic pentru anul 2021, partidul a prevăzut creștere de peste 6% o cifră de patru ori mai mare comparativ cu anul trecut. În 2020, din cauza pandemiei, economia chineză a suferit o scădere istorică. Obiectivul stabilit de China pentru anul acesta se încadrează totuși în parametrii obișnuiți ai Chinei. În plan tehnologic, Partidul Comunist Chinez a pus accentul pe ideea a ceea ce a caracterizat drept autosuficiență strategică, iar printre tehnologiile civile pe care ar urma să se pună accentul sunt telecomunicațiile și mașinile electrice. Guvernul a anunțat și o creștere a bugetului militar cu aproximativ 182 de miliarde de euro cu mult peste cifra preconizată de analiști anterior Congresului. China are al doilea cel mai mare buget militar din lume, care în anii trecuți a ajuns și la 261 de miliarde de dolari. Chiar și așa este cu mult sub bugetul Statelor Unite, care a alocat și peste 730 de miliarde de dolari. Partidul Comunist Chinez nu a neglijat însă și o serie de teme mai vechi, precum Taiwanul și a cerut Statelor Unite să nu mai susțină această țară insulară. În plus, Washingtonul a fost acuzat că este răutăcios, că lansează acuzații nefondate la adresa Chinei, dar s-a ajuns totuși la concluzia că cele două puteri pot coexista pașnic. În același timp, China a anunțat planuri de schimbare a sistemului electoral din Hong Kong, astfel încât acesta să fie mai favorabil regimului comunist. Toate aceste obiective au fost anunțate în cadrul Congresului Partidului Comunist Chinez, susținut de Adunarea Națională Populară, un organism care ține loc de Parlament și al cărui scop este de a oferi o față de democrație Chinei.